În noaptea de 28 spre 29 iunie anul curent, la trecerea de pietoni de lângă Biserica Ortodoxă din localitatea Traian, pe mijlocul drumului s-a amenajat un refugiu pentru pietoni. Lucrarea a fost executată de Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași, Secția Drumuri Naționale Piatra Neamț, la solicitarea Primăriei Comunei Săbăoani. De la înființare și până în prezent, în apropierea refugiului, pe carosabil sunt urme de frânare, semn că unii șoferi s-au trezit cu obiectivul nou amenajat în față. Asta deși reprezentanții de RDP spun că zona este semnalizată atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte și că în localitate viteza ar trebui să fie oricum adaptată la limitele impuse. Pentru creșterea siguranței deplasării pietonilor pe drumul național 2, pe raza localității Traian, am executat un refugiu pentru pietoni în zona Bisericii Ortodoxe. Din analiza pe care am făcut-o la fața locului, am constatat că, deși avem semnalizare rutieră, respectiv 50 de km la oră la intrarea în localitate și în zona trecerii de pietoni o restricție de 30 de km la oră, totuși conducătorii auto circulă cu viteză foarte mare, ceea ce denotă că nu se respectă încă această semnalizare pe care noi am pus-o. De altfel, la fața locului sunt urme ale acestor încălcări ale legislației, ale restricției pe care noi am pus-o la fața locului. Repet, am răspuns apelului pe care l-a făcut primăria comunei Săbăoani de a crește siguranța traversării pietonilor, dar trebuie și respectată acea lucrare pe care am făcut, respectiv a semnalizării rutiere. Conform reprezentanților Direcției Regionale Drumuri și Poduri Iași, semnul de adaptare a vitezei la 30 de km la oră în apropierea refugiului pentru pietoni va fi ridicat de pe marginea drumului, urmând a fi montat pe mijlocul carosabilului, astfel încât să fie vizibil și ca șoferii să încetinească și să ocolească acest obiectiv.